În cadrul acestui exercițiu s-a testat eficiența și viteza de reacție în cazul unui cutremur de peste 7 grade pe scara Richter, ce a afectat centrul vechi. În urma dezastrului, 10 de clădiri au fost dărâmate, sute de botoșeneni au rămas captivi sub dărâmături, au avut loc mai multe incendii, dar și un accident rutier grav. Totul a început cu un apel la 112, care anunța că s-a prăbușit pardoseala dintr-o clădire situată în centrul istoric și că mai mulți botoșeneni au rămas izolați pe balcon. La scurt timp și-a făcut apariția și unul dintre elicopterele unității de aviație Iași, care a preluat de pe un acoperiș două persoane. Exercițiul s-a încheiat în 30 de minute și au fost salvate 30 de persoane.